Hreanul, sau cum îi mai spun unii, hereanul, este un aliment foarte sănătos și foarte bun. Hreanul te ajută să scapi de toate bolile. Hreanul te ajută să fii mai sănătos. Dacă ești răcit sau ceva, mănâncă hrean și respirația ta va fi foarte faină. Astăzi, hreanul nu iese așa din pământ. Bineînțeles, ăsta e un hrean curățat. Cureți hreanul, speli, după care iei o răzuitoare de asta micuță, vedeți? Și începi să-l răzuiești. Adică să-l răzălești. Știu că nu e o muncă foarte, foarte ușoară, dar vei reuși. Continuă. Vor fi părți cum sunt astea care nu le mai poți răzui. Ălea să nu le bagi în hrean. Și ai grijă că o să te piște ochii. Nu sta deasupra unde faci. Lasă-ți nasul mai în spate. Nu-ți băga nasul unde răzălești hreanul. Vrei să-ți iasă pun pe nas? Atunci fii atent la această rețetă de hrean. După mult plâns, multe lacrimi, am ajuns la acest rezultat final, la răzălitul complet al hreanului. Acum va intra în scenă marele bucătar, Ticu, care el are rețeta în continuare la acest preparat. Bine, domnul șef? Foarte bine, foarte bine. Îți place cum am răzălit? Da, pe așa trebuie. No, bun, acum ce urmează să facem? Să rupem borcan. Direct? Ai pus oțet. N-am pus nimic. Păi pune jumate oțet. Cât jumătate? Și apă. Un pahar de oțet și un pahar de apă. No, hai să vedem. Da. Deci un paharel de ăsta mic de țuică și oțetul care e bun, ăsta e oțetul bun, Ticule. Da. Regal, 9%. Ăsta îi place la Ticu. Așa că punem așa. Plin? Da. Mai plin? Nu. E bine? Da. Bun. Asta e măsura. Punem așa, da? E bine? Da, un pahar de apă. Și, cum spune tata, un paharel de apă. Bun. Bun. Altceva. Am acum întoarcă-l un pic. Să-l întorc un pic. Cu o furculiță. Da. Să luăm furculița asta de argint. Și îl întoarcem, da? Și îl tot amestecăm, da? Da. După ce voi intră în borcanel. Direct? Direct, da. Nu mai pui nimic, sare, nimic? Nu, da, sare. Deci asta e rețeta originală. Cu care eu am crescut sănătos și frumos. De-aia să știe fain, eu. Și deștept. Așa e, Ticule? Foarte deștept ești, da. Da, din cauza la hrean. Ca eu am mâncat mult hrean, așa e? Da. De când am fost mic, mi-a dat să mânc hrean. Să devin puternic. Vai, ce ud! Pișcă. Pișcă, așa e? Vai, mamă mia. Păi da, că e un hrean bun, trebuie să piște, că dacă nu pișcă, nu e hrean, nu? Ce-i hrean ăla care nu pișcă? Ai, 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 nu, ăla, da. Ăsta, da, zice tata. Da, și acum îl înfund într-un borcan? Pune-l într-un borcanel, ai borcan. Dar cum să nu?
Nu, pe adă, bă, ai ce pișcă la ochi. Și luăm un borcan de ăsta de 450. 330. Da? Și îl îndesăm acolo, îl îndesăm, îl presăm, nu? Cu lingura. E bine cu lingura, zici tu. Da, dar numai că e mâna stângă. Păi mâna dreaptă trebuie să filmeze. Lasă-mă că e tu. O să vă piște foarte tare ochii. Deja iar am cam plâns. Dar nu contează, pentru că plânsul este bun. Credeți-mă. Adică crede-mă. Nu știu ce te zic, credeți-mă. Pentru că probabil numai un om se uită la mine, nu? Nu se uită 100. Așa că tu, cel care te uiți acum la această rețetă, crede-mă, vei plânge puțin dacă vei face rețeta asta. Și când mănânci, o să-ți iasă pum pe nas. Exact. Ideea este, când mănânci acest hrean, trebuie să-ți iasă pum pe nas. Să-l apeși puțin, să fie mai compact. Deci, trebuie să-l apeși puțin, cum zice Ticu. Așa. Să iasă zama, nu? Da. Bun. Și după aia pui capacul. Nu ne-a ieșit chiar un... Ba, am un borcan. Dar e bun și ăsta. Important da, pot pune mâine dimineață, dacă ai altul, pot pune peste. O ieșit apă deasupra mâna. O ieșit. Nu, ia uitați. Adică, ia uită-te. Ce fain îi. No, ăsta îi hrean concentrat. Ăsta când îl mânci, trebuie să-ți iasă fum pe nas. Așa să ai o senzație ca și cum ți-ar ieși un fum pe nas. Și după aia să plângi. Și atunci l-ai mâncat corect și ți-a ieșit toate boalele din corp. Așa e, Ticule? Da. Deci reanul, ceapa, usturoiul. Ăstea? Pentru că previi răceala. Previi răceala. Deci, ascultați-l pe doctor adevărat. Da. Ticu, care îți spune exact ce, care e adevărul. Hreanul scoate răceala. Reanul, ceapa, usturoiul. Ăstea, mâncă-le da. Și scoate tătă răceala, așa-i? Usturoiul, dacă mânci câte un cățel de usturoi, să-l bagi în stomac, pe dimineața, așa. Și lămâia. Lămâie fără zahăr, fără nimic. Nu. Ticu are 70 de ani. Credeți-mă că adică crede-mă. Că știe ce zice. La 70 de ani, omul ăsta știe. Îi sănătos, știe să joace și într-un picior. Așa că, dacă vrei să fii sănătos, trebuie și muieri. Mâncă ce-o zis Ticu. No, bine, dar nu numai, că muieri, și muieri se uită la canalul ăsta. No, așa. Nu, no, păi mai multe muieri să uită decât bărbați. Pentru muieri foarte bun, reanu. Pentru, știi, de ce să uită atâtea muieri? Pentru că îi place de tine, Ticu. Oare? Păi da, că mi-au făcut multe complimente și au zis felicitări tatălui, de la muieri, da, da, mă. Da. Ce e bună treaba. Ești un om care ești foarte iubit. Păi ce trebuie. Ai văzut? Da. Asta pentru că ai mâncat hrean. Și mie îmi place când aud o glas de muiere. Da, dar și mie îmi place. Ce nu? Cum să nu, mă, omule, mă? Dar și mie îmi place foarte mult. Că eu iubesc muierea. Eu o iubesc. E altă treabă, dar alte muiere. Și alte, tăbătătele iubesc.